săptămâni după Jocurile Olimpice de la Paris, canoistul Chirilă și-a luat revanșa. A câștigat medalia de bronz la campionatul mondial și a dezvăluit că vrea să facă performanță și în alt sport. Chiril a cucerit bronzul la mondialul din Uzbekistan și nu renunță la cel mai mare vis, o medalie olimpică. Deja se pregătește pentru ediția Jocurilor din 2028. Sincer să fiu, cred că mi-a mai ameliorat din suferință. Cred că este medalia de care aveam nevoie. Îmi oferă încrederea pentru viitor. La fel ca la Paris, vremea a fost cel mai puternic adversar al lui Chirilă. După vreo 3 zile de pregătire acolo, în Uzbekistan, pe acele valuri care erau identice cu cele de la Paris, mi-am dat seama că am prins măiestria de care am nevoie pentru a face un finish puternic. Chirilă nu va sta departe de apă nici în vacanță. Sigur îmi voi lua un sejur în Delta Dunării de această dată, că am tot promis, mi-am promis că voi fi prezent și acolo, voi merge și la competițiile de pescuit, încerc să fac performanță și acolo. De ce ți-e cel mai dor de acasă? Lord cu siguranță mă așteaptă, cred că e deja în fața ușii, cred că mă simte că am ajuns în țară.